Împreună cu familia mea lucrăm aproximativ 75 de hectare. Am început agricultura în urmă cu aproximativ 15 ani, cu un tractor U650 și în fiecare an am crescut ușor, ușor, până am ajuns la această mică performanță. Încă de pe vremea când eram copil în clasa 3-a, 4-a, țin minte că atunci am început cu agricultura. Ai mei lucrau zi de zi pe câmp și până la urmă mi-a plăcut ceea ce au făcut ei și am urmat acest drum. Am urmat facultatea de agronomie la Oradea, am devenit inginer agronom și în momentul de față practic această meserie. Pentru mine cea mai mare satisfacție este când merg în fiecare zi pe câmp și observ culturile, cum cresc, cum se dezvoltă. Urmăresc în fiecare zi planta și văd cum se dezvoltă de la zi la alta până la recoltare. Viziunea noastră este să producem în fiecare an, să avem producții cât mai mari, cu tehnologie cât mai bună și cât mai performantă și cât mai ieftin, adică să facem economie la anumite produse. În ultimii ani am fost foarte atenți la absolut orice detaliu, la îngrășăminte, la fertilizare, la genetic, la semințe, la partea de utilaje. Am încercat să fim cât mai buni, să economisim timp, oameni și lucru. Pe partea de îngrășăminte am ales să lucrăm cu Nutritop. Produsul a venit la noi în fermă acum aproximativ 2 ani. Am început cu o suprafață de 100 de hectare, iar am văzut rezultatul, mai ales la culturile de păioase, de rapiță, în primăvară, și am observat diferența față de celelalte îngrășăminte. Comparativ cu solele martor, am observat pe solele unde am aplicat Nutritop că plantele au un sistem radicular mult mai bine dezvoltat. Iar apoi rezultatul n-a întârziat să apară la recoltare, când producția a crescut undeva cu 300-500 de kilograme pe hectar. La culturile de porumbă și floare pentru anul 2023 am optat pentru Nutritop Complex. După performanțele obținute acum 2 ani cu produsul Nutritop, acum am ajuns să folosim produsele CIC pe aproape toată suprafața. În ciuda faptului că am avut lipsă de precipitații și pe această zonă, am înregistrat cantități semnificative de porumb. S-au recoltat în medie de la 7 până la 10, chiar 11 tone la hectar, în funcție de parcele. Din factorii care au ajutat la obținerea acestor producții, cu siguranță a fost și partea de nutriție echilibrată și cumva customizată pe cultura porumbului, respectiv pe fiecare cultură în partea clientului nostru. Soluția oferită de CIC România pentru o nutriție echilibrată și disponibilizarea elementelor din sol este gama Nutritop. Fiecare granul în parte are aceeași componentă de nutriție, elemente nutritive, formulă chimică și inhibitori. Mai exact, conține tehnologia ENGO prin prezența inhibitorului DCD,
care protejează și ajută la disponibilitatea azotului până la 40-50 de zile. Avem tehnologia AMESAL, care ajută la protecția fosforului împotriva fenomenelor de blocaj în sol sau de retrogradare a fosforului. Avem macroelemente de secundare ca sulf, calciu, magneziu, microelemente necesare unei nutriții echilibrate și corecte, respectiv extracte fumice, care ajută foarte mult la eliberarea elementelor blocate în sol, la o biostimulare radiculară și, bineînțeles, la dezvoltarea unei vieți microbiene corecte.